Din fericire, stăm la casă, avem o curte suficient de mare, lucru care ne-a permis să ne adaptăm destul de ușor. Poate un pic atipic față de mulți alți oameni care au trecut prin pandemie, noi ne-am apropiat mai mult de tot ceea ce se întâmplă în jurul casei și acest lucru cred că a fost un câștig major pe partea aceasta. Din punct de vedere al altor planuri pe care noi le aveam pe parcursul anului trecut, într-adevăr nu am mai dat curs tuturor evenimentelor de familie pe care le aveam organizate în jurul sărbătorilor mari, gen Paște sau sfârșit de an, când aveam reuniuni familiale cu toți membrii familiei, în principiu ne adunam la părinți și într-o casă plină cu peste 20 de persoane, din care mai mult de jumătate copii, încercam să ne petrecem aceste momente speciale, de altfel și singurele în care ne reunim cu toți. Din punctul ăsta de vedere, suntem fericiți că avem familii mari și unul și celălalt. Sau ne tragem, mai bine zis, din familii mari. Deci toate aceste evenimente, din păcate, nu le-am mai putut ține. Au avut un impact, a zice, chiar devastator pentru părinți. Atât ai mei, cât și ai soției mele, fiind pur și simplu ar putea spune ușor devastați de faptul că nu ne-au putut vedea aproape un an întreg. Practic, tot ce a însemnat martie-decembrie anul trecut, nu ne-am putut vedea. Mă rog, nu direct. Așa, prin mijloacele care de comunicare virtuale, da, dar nu e același, nu e niciun caz același lucru. Copiii fiind în perioada aceasta de creștere, se dezvoltă, cresc foarte repede, numai fizic, da? Și emoțional. Noi am încercat, de când sunt ei mici, să aibă și alte activități în afară de școală și am încercat pe cât posibil ca timpul de a sta pe calculator să fie unul echilibrat. Însă pandemia practic a distrus toate regulile noastre. I-a împins, de fapt, de a petrece cât mai mult timp și pentru noi a fost, să zicem, pe de o parte partea negativă că, da, trebuie să găsești soluții de a îi face pe copii să înțeleagă, să utilizeze timpul acela pe calculator în beneficiul lor, să zicem, să profite de acel timp petrecut în fața calculatorului, învățând sau, bun, și relaxându-se, dar cu o anumită măsură. Iar pe de altă parte, da, singura variantă de a comunica cu ceilalți copii a fost doar partea aceasta electronică, care continuă și acum, în ciuda, să zicem, ridicării restricțiilor, vedem că ei au tendința asta mai accentuată de a comunica mai mult virtual, de a se juca mai mult virtual. Sigur că, da, ne ducem, vedem, discutăm cu ei, să vedem ce tipuri de jocuri le plac sau cum se raportează ei la acele jocuri de echipă sau de ce utilizează pe internet. Dar asta este, cred că va fi o provocare în continuare, nu cred că va fi o soluție în perioada următoare.
Noi avem această posibilitate stând la curte, ca ei să iasă afară, să joace, au chiar un panou de basket, da? Și ar putea chiar să-și cheme prietenii. Nu o fac decât dacă noi îi încurajăm, noi petrecem acel timp cu ei încă. Lucru care cred că nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost pandemia. Cred că legăturile sau cum să zic, aportul nostru sau energia de a-i mobiliza pe ei să facă niște lucruri nu ar fi fost atât de mare sau nu ne-ar implica atât de mult pe noi. Pentru că s-au rupt niște legături fizice între ei. Și noi acum, de fapt, în faza aceasta încercăm să-i reconectăm pe ei. Chiar dacă ei și-au menținut aceste legături virtuale, dar fizic încă nu simt că ei au acea ușurință pe care o avem noi adulții. Da, pentru noi e mai, cel puțin pentru mine, să vorbesc în numele meu. Cred că e mult mai ușor pentru mine să revin la o viață normală sau pentru că suntem obișnuiți, să zicem, cu greutățile, că în viața nu toate lucrurile sunt roz, ai și suișuri și coborâșuri și atunci poate amânarea bucuriilor sau planurilor noastre pentru o anumită perioadă, chiar și mai lungă de timp, un an, e mai ușor de suportat, să zicem așa, pentru că avem un obiectiv pe care știm că ni-l putem atinge dacă avem suficientă de răbdare, suficientă înțelegere, înțelepciune și dacă ne concentrăm pe alte lucruri care ne pot ajuta în perioada respectivă. Asta ne-am concentrat, de exemplu, pe curte, pe flori, pe lucruri pe care nu le puteam face înainte, că aveam tot timpul, plecam, alergam, în sfârșit am și o curte cu niște flori de care mă bucur. Am zis în pandemie că pentru prima dată am văzut și eu cum răsar zambilele la mine în curte și nu le admir doar pe cele de pe tarabă. Și chiar, da, e o bucurie acum să stăm în curte la noi, dar pentru copii revenit, pentru copii e importantă socializarea. Și pentru noi adulți, dar pentru ei în mod special e foarte importantă. Foarte important momentul acesta, că sunt adolescenți. General vorbind, cred că primul lucru pe care l-am învățat este că libertatea pe care credeam cu destul de mare larghețe că o avem, libertate care înseamnă inclusiv aceea de a fi sănătos. Cred că ăsta e un aspect care, deși se întâlnește tradițional în toate urările noastre, să fii sănătos. Îți doresc multă sănătate. Cu toate astea, cred că sănătatea fiecare om în sine o percepe altfel. Sau are o importanță secundară. Și atunci am constatat că faptul că sănătatea nu este acolo unde știam sau unde credem că ar trebui să fie, acest lucru ne poate afecta libertatea și ne poate afecta crunt, pur și simplu până la oprirea cum să spun eu, oricăror relații sociale. Pentru mine, pandemia însemna să ne unim mai mult în jurul nostru, a celor patru membri ai familiei noastre, dar nu familia extinsă. Asta a fost, să zicem, partea bună din pandemie. Ne-a dus și mai mult împreună. Cu, să zicem, pentru copii, poate nu întotdeauna momente plăcute, când mama și tata te vede non-stop.
Și atunci intervine mai des decât și-ar dori, poate și-ar dori ei, eu știu. Dar dacă e să ne uităm așa la rezultat și discuțiile pe care le-am avut cu ei, cel puțin anul ăsta și cu unul și cu celălalt, ne dăm seama că suntem totuși pe drumul cel bun cu ei, legat de relația noastră părinți-copii. E de lucru, e clar.